departe. Trecem mai departe. de un cu războiul mai e ceva în afara că uh, asta de news, Rusia susține că a interceptat două bombardieri americane, între timp s-a confirmat de către americani. Deci uh, de deci ce așa e. OK. Uh, nu nu mai e, nu, nu mai e. mă uit acum să văd, zic, bă, poate a fost ceva important cu război. Și n-am uh, măcănit, știi? A, ah, hai să măcănesc despre asta. Ai că e pe pagina întâi, în Libertatea, Lutolontan. Decizie CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. România a încălcat articolul 8 al Convenției care protejează viața de familie. Cum? Statul român trebuie să recunoască legal familiile formate de persoane din același sex. Nu în sensul că am un singur sex și e la comun, ci în sensul că, adică, înțelegeți. Constatarea vine la patru ani după ce 21 de familii formate din persoane de același sex au dat în judecată statul român din cauza lipsei de recunoaștere și protecție legală. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat el o hotărâre în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și altor 20 de familii împotriva României. Deci, conform Curții Europene a Drepturilor Omului, statul trebuie să recunoască um, Căsătoriile între cuplurile gay, Că să folosim un termen uh, ușor de, mai ușor de înțeles că asta, persoane, de același. adică LGBTQ+. Plus. Ok. Acum, eu ce să comentez eu la treaba asta? Răspuns, absolut nimic. A hotărât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ce să comentez eu la treaba asta? Ce pot să comentez însă? Am văzut în spațiu public, așa, voci, voci nu în sensul la nivel de mase. Nu, la nivel de, era să zic, influențări. La nivel de jurnaliști. De lideri de opinie. Domne, să vedem totuși că treaba asta s-ar putea să ridice niște probleme în România, pentru că la noi, totuși, populația e într-un anume fel, crede în anumite lucruri, e încremenită într-un anumit proiect, mai pe vechi, mai pe tradițional, mai pe asta, și să vedem cum va reacționa populația Momentul în care, conform Curții Europene a Drepturilor Omului, totuși va trebui să găsești o, să, să faci. Eu nu cred că știți ce va face populația României în legătură cu subiectul. Nu va fi deloc interesată. Deci nu va fi cei care au temere, să încerc să le disipesc temele, ce, cei care au temere, care resimt așa o stare de anxietate, mă, dar o să avem probleme în poate în România, se gândesc ei, că spun, știi, să avem probleme dacă nu, nu. Și eu, absolut deloc, n-au nicio străbatere românii în niciun fel. Și eu vă reamintesc, vă dau argumentul suprem. S-a făcut în România un referendum pentru familia tradițională, mai țineți minte? Mă, am senzația că doar eu am, eu am fost și am votat. Am votat pentru familia tradițională, dar și ca să explic să nu fie probleme, am explicat de 100 de mii până acum, dar eu nu am niciun fel, niciun fel de intoleranță. Am intoler doar intoleranță la gluten. Cea mai mare intoleranță posibil, eu am. Dintre toată... eu am cea mai mare intoleranță. Ok. Dar în afară de asta nu am intoleranță. Deloc. Cu privire la LGBTQ+, nicio străbatere. Nu am nicio străbatere pe bune. Și când doar am intrat în interacțiune socială de o grămadă de ori pe planeta Pământ, pe diferite meridiane și paralele cu persoane care clar erau din comunitate, din LGBT și ei simt că n-am nicio străduare, adică n-am nici, nicio fobie, nici, nu. Și interacționăm perfect, din cordial și amuzant, râdem, glumim, suntem bine. Ok. Deci, zero intoleranță. Ceea ce însă eu de m-am dus și am votat atunci la referendum, nu că aș fi avut mari iluzii, dar am zis, bă, eu trebuie să mă să votez, că eu așa cred. Și atunci am dus să votez. Uh, mie nu-mi place prozelitismul, propaganda. Adică toleranța e absolut firească, acceptabilitatea e absolut în regulă, conviețuirea bonomă e absolut în regulă, totul e absolut în regulă. Reclama nu e în regulă. Reclama, adică ce cul cool e așa și prozelitismul nu, nu, nu e în regulă. Asta nu e în regulă. nu-mi nu, nu place asta. Asta nu-mi place. Deci eu dacă am o intoleranță, am la prozelitism și propagandă, nu la ce face fiecare între pereții dependințelor. Nici o străbatere, n-am niciun fel de problemă. Sunt cel mai deschis om de pe planeta Pământ, din punct de vedere al acceptabilității. Prozelitismul și propaganda, nu. Și ține atunci minte că a fost în România tot felul de artiste, vedete de-astea, nu știu, totuși, sunt puțini artiști, pe Planeta Pământ și au, au fost totuși destul de puțini artiști. Orice gigirică, da, care și arată bucile artiste, bă, totuși, în sfârșit, în accepțiunea asta modernă, în înțelesul ăsta modern, uh, progresist, ca să folosesc și un cuvânt la modă progresist al cuvântului uh, artist, vine <coughs> atunci o campanie de asta, nu vă duceți la referendumul ăla, nu să nu participați, ceea ce oricum a fost invalidat de, în lipsă de participare. Așa, pentru că iubirea nu se votează. Dar nu este vorba despre iubire. Că aici cetățenii ăștia care au dat în judecată cele 21 de familii non-tradiționale, ca să folosesc această, netradiționale, așa, care au dat în judecată statul român și au câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ei n-au dat în judecată spun că ei n-au voie să se iubească. Că le este interzisă iubirea. Nu. Asta, familia, este un construct în primul și în primul rând, instituțional. E un construct formal, instituțional. Ține de o anumită arhitectură social legiferată, în sensul ăsta. Nu are legătură cu iubirea. Că nu a zis nu aveți voie să vă iubiți dacă sunteți de același sex. Dar iubiți-vă băi, cine vă ține? Nimeni, în mod evident, că nu despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba. Ideea era despre familie, care era o, un construct social cu o anumită noimă. Altfel, iubirea... Iertați-mă, ce? În, în toate familie este iubire? Absolut nu! În foarte multe familii nu e niciun pic de iubire. Nu poate fi iubire în afara familiei? O, oh, da! Cum să nu? Deci, de când s-a pus semnul egal între familie și iubire? De când toate toantele și tonții, că nu mai contează genul acum, așa, au zis, au luat culăreală de la Hollywood și au fantasme de LA aici pe Giurgiului și au zis, Haha, iubirea nu se votează și păreau că sta așa de deștept spunând prostia asta. Dar nu despre iubire era vorba, ci despre o treabă instituțională care nu are nicio legătură cu iubire. Dar nicio legătură cu iubire. Bun, în sfârșit. Uneori, totuși, prea multă prostie îmi provoacă scârbă. Altfel, repet, cei care sunt îngrijorați că în cazul în care, mă rog, România va trebui totuși să respecte decizia CEDO, va fi vreun deranj. Niciun deranj. Relaxați-vă. Absolut niciun deranj.